Convocarea numărul 4097 din 21 aprilie 2023. Secretarul Comunei Mănăstirea Casei Județul Bacău, având în vedere prevederile dispoziției numărul 75 din 21 aprilie 2023, vă rog liniște un pic, domnule Neavețea. Domnul Oantea. Ce probleme sunt? Dacă vă spuneți, înainte de a începe, ca să știm. Secretarul Comunei Mănăstirea, în temeiul prevederilor articolului 134, alineatul 3 litera A și alineatul 5 din OUG numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, se convoacă Consiliul Local Mănăstirea Casa Județul Bacău în ședință ordinară pentru ziua de 26 aprilie 2023, ore 16:30, la sediul Consiliului Local Mănăstirea Casa, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurile de actualizare a planului urbanistic general al Comunei Mănăstirea Cașe și regulamentul local de urbanism aferent acestui. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea planului urbanistic general al Comunei Mănăstirea Cașe și regulamentul local de urbanism aferent acestui. Ziua. Bună ziua. Ziua. Aduceți vă rog un scaun pentru. Vedem că suntem în 26. 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Mănăstirea Cașe. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții demolări din Comuna Mănăstirea Cașe în județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Mănăstirea Cașe în județul Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind actualizarea drepturilor salariale acordat funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mănăstirea Cașe. 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară bugetului local al Comunei Mănăstirea Cașe. Proiect de hotărâre 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii lotului S5/23 și S5/24 situat în satul Scutaru către domnul Bițoiu Andrei Marius. 9. Proiect de hotărâre alegerea președintelui de ședință. Ce mă mulțumește asta. 10. Diverse. Supunem la vot ordinea de zi. În unanimitate. Supunem la vot procesul verbal de la ședința trecută. Toată lumea este de acord. Dați-mi voie să vă mai prezint încă 3 teme pentru ședința de astăzi, care sunt absolut urgente și care le-ați primit pe e-mail. 1. Proiect de hotărâre privind includerea teritoriului UAT Mănăstirea Cașin în parteneriatul Lidergal Valea Trotușului pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală cu finanțare prin PS 2023-2027. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării și valorificării masei lemnoase din fondul forestier proprietatea Comunei Mănăstirea Cașin. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unității administrativ-teritoriale Comuna Mănăstirea Cașin la programul privind casarea autovehiculelor uzate. Dacă sunteți de acord. Eu. Sunt niște teme foarte strigente. Da, în anumitate. Da, le știm toate astea că cu casarea este chiar tardivă, hotărârea. Da, trecem la primul punct. Proiect de hotărâre privind inițierea de mersurilor de actualizare a planului urbanistic general Comunei Mănăstirea Cașe și regulamentul local de urbanism aferent acestuia. Planul urbanistic general noi îl avem încă în termenul de valabilitate printr-o hotărâre de extindere a termenului și, după cum știți, avem aprobare contract de finanțare prin PNRR pentru întocmirea planului urbanistic general. Pentru toate astea, ar trebui să inițiem demersuri de actualizare a planului urbanistic general al Comunei, aprobate prin hotărârea Consiliului Local astăzi. El încă mai este valabil până în iunie. Deci, din 27.07.2011, prelungirea termenului de valabilitate, aprobăm. Asta e un prim pas pe care noi trebuie să-l facem înainte de a ne apuca de lucru. Vreau să vă spun că am avut... Da, cum sună hotărârea? Da. Inițierea demersurilor.
Asta actualizăm, inițierea de mersuri. Ah, asta da. Da, a citit, nu, asta am da, citit. Da. Cum? Nu. Asta aprobăm. Inițiem demersurile de actualizare. Pus unul hotărârea, vreau să văd, exact cap coadă, de aia. Le-ați avut. Prelungirea până la... Da, și prelungirea lor până facem nou oricum, da? Da. Deci supunem la vot, da? Cine este pentru? Împotrivă, un anumitate. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea planului urbanismului general al Comunei Mănăstirea Cașa și regulamentului local de urbanism aferent acestuia. Exact. Suntem obligați prin legislație să întocmim un regulament de implicare a publicului și sunt niște etape pe care vi le-am... Eu zic că ați avut acest regulament, dacă ați reușit să-l studiați, e conform legislației, cu etape premergătoare PUC-ului, cu anunțarea intenției de elaborare, cu etapa de documentare și elaborarea studiilor de fundamentare, etapa 3, etapa elaborării propunerilor aferente ce vor fi supuse procesului de avizare, etapa 4, etapa propunerii finale, care include toate observațiile avizatorului și care se supune procedurii de transparență decizională, etapa 5, etapa monitorizării implementării PUC-ului. Asta va sta la vizier, va fi pe site-ul primăriei, în așa fel încât toată lumea care are ceva de adăugat la ceea ce vom lucra de acum înainte, după ce vom avea o firmă, deocamdată intrăm în licitație. Eu vreau o completare, am vedere cu toată lumea citește site-ul primăriei. Cred că ar mai trebui și vom face cetățenii care au... Suntem obligați prin acest PNRR să punem panouri prin comun. Suntem obligați. Am anunțat și în ziarul deșteptarea că începem cu că avem contract de finanțare prin PNRR. Chiar dacă suntem luați în derâdere că n-am semnat nimic, avem contract de finanțare prin PNRR. Da. Deci supunem la vot hotărârea. Cine este pentru? Împotrivă nimeni. Da. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Mănăstirea Cașa. Asta chiar l-am parcurs. Da. Acest regulament era contrar codului fiscal. Era prevăzut o reducere la taxe, ceea ce nu mai putem face. Drept pentru care nu avem, la momentul ăsta, pe nimeni, niciun cetățean. Dar... Cum nu avem pe nimeni? Avem, nu, avem cetățean de onoare. Nu, în viitor avem cetățean de onoare. De fapt, și taxele le-a plătit după formulare, le-a plătit tot timpul, la zi. Iar acum propunem... Vreau să vă spun... acel mod de a da lot cu titlu gratuit nu e legal. Dar nu l-a luat. Până la urmă, n-am dat terenul în așa, la schimb? Știu. Păi și atunci cum spuneți că l-a... Deci noi nu putem să dăm, da, să-l facem proprietate. Păi nu proprietate, dar nici măcar în posesie nu-i l-ați dat. Dar nu iodul. Era eu. Eu i-am dat ca să obțin un lot la scutoare, am făcut un schimb de teren, am cumpărat 2 hectare pe ar și țipăm contra 1000 de metri pătrați. Da. Eu am un teren acolo. Și lotul care trebuia să-l primească din credințare, nu l-am mai primit. Da, asta înseamnă cetățean de onoare. Da, dar asta are altă problemă. În ideea că vom avea totuși cetățean de onoare, noi ne propunem ca oameni de vază sau oameni care au făcut ceva pentru comuna noastră, chiar ar putea fi nominalizați ca cetățean de onoare al comunei și sunt convinsă că vom identifica, dacă fiecare dintre dumneavoastră de aici ne gândim la o anumită persoană, puteți veni cu propuneri din partea dumneavoastră ca și consilier, le analizăm și putem totodată să
dăm un titlu, că până la urmă și fica domnului Chelaru e un motiv de laudă pentru comuna noastră, nu? Iar noi ca să... Și tocmai. Și atunci, acolo, am găsit calea legală. Dreptul de a primi în folosință gratuită un teren de până la 1000 de metri pătrați pe raza comunei Mănăstirea Cașin. E cu totul altceva, este conform legislației și codului administrativ. Deci nu poți să dai nici bani, nu poți să-i dai nici proprietate, nu poți să-i dai. Dar am găsit calea legală în așa fel că regulamentul nostru al comunei să fie... Dar și a fost abrogată hotărârea de consiliu prin care s-a dat în proprietărie. Domnule, era să putere atunci, eu nu mai știu ce... Vorbim de putere, vorbim de ce ilegal și ilegal, nu vorbim de putere și de opoziție. Eu consider că nimeni din consilierii acești care fac parte la această ședință a votat ceva împotriva intereselor comune. Dacă întrebați direcția silvică, nu cred că a fost normal proprietarea acolo. Da. Mergem mai departe. Doamnă, este intravilan? Dacă mă stau și mă gândesc, cine a dat vot? Discutăm de asta. Discutăm. Așa era legislația atunci, acum nu mai permite asta. Haideți să schimb, să trecem mai departe, să depășim acest moment. Da. Haideți să o punem la vot, nu această... Asta e singura modificare, restul totul e așa, cum știți. Da. Proiect de hotărâre privind hotărârea privind regulamentul de acordare a titlului de cetățean de onoare. Cine este pentru? Împotrivă? Bun. Trecem la 4, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în comuna Mănăstirea Cașin și județul Bacău. E chiar o problemă ardentă. Da. Da. Am întocmit un regulament. Domnul viceprimar va prezenta, dacă considerați că l-ați citit și vreți doar niște întrebări. Deci, e bine de auzit asta. Perfect. Deci acest regulament stabilește cadrul juridic unitar privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Și în afară de deșeurile menajere, cu care ne confruntăm zilnic, cea mai mare problemă pentru mediu constituie aceste deșeuri rezultate din construcție, ele fiind și foarte voluminoase, unele dintre ele și periculoase. Astfel s-a stabilit un cadru legal prin care noi, OAT-ul și cetățenii, trebuie să respectăm anumite reguli în gestionarea acestor deșeuri din construcții. Și prin gestionarea deșeurilor se înțelege colectarea, transportul, tratarea, sortarea, reciclarea, valorificarea și depozitarea finală sau tratarea, eliminarea în cazul unor deșeuri periculoase din deșeurile din construcții și demolări. Colectarea se va face la nivel de OAT Mănăstirea Cașin, că vorbim de noi punctual, de către operatorul autorizat în speță la noi, Romprest, de la punctul de colectare, iar de la locul de producere până la punctul de colectare, transportul se poate realiza și de către utilajele noastre, care le avem în speță, Raba, alte utilaje nu avem, autobasculantă. Totodată, și persoanele fizice pot să facă contracte individuale în caz de lucrări cu operatorul autorizat de deșeuri. Ei produc deșeul, face contract cu un operator autorizat, vine, indică deșeul, plătește și nu-l mai doare cap. În funcție de, asta nu stabilim noi, cât? Kilogram, dar cât la tonă. Prețurile sunt exorbitante. Deci asta nu stabilim noi. Noi nu putem să impunem unui operator economic cât să perceapă pe o tonă de deșeu. N-avem cum. Și dacă ai o casă demolată, ceva... Aici vine noutatea. Noutatea care vine este... Termină și mai înscrim la cuvânt pentru... Da. La orice proiect de demolare, desfințarea unui clădiri,
trebuie să avem un plan de gestionare a deșeurilor. Deci nu se va mai da nicio autorizație de demolare, de sfințare, fără ca proprietarul să aibă un plan de gestionare a acestor deșeuri, prin care el spune ce face prezentul de deșeuri, ce are de gând să facă. Ce are de gând să facă cu tabla rezultată, țigla, cu lemnul, cu molozul și tot. Astfel nu se vor mai da autorizații de desfințare dacă nu există acest plan. Noi, ca și OAT, anual o să avem obligația de a întocmi un raport, un tabel cu câte autorizații de demolare de desfințare am dat și planurile aferente. Asta este marea... Da. Am înțeles. Deci, până la urmă, deci să conștientizăm că toți cetățenii trebuie să știe că Romprestul strânge deșeurile. Absolut. Înțeles. Nu mai există nicio cale de a duce pe teritoriul. Noi lucrăm împreună, lucrăm la o soluție, există o soluție, se pot face anumite spații de depozitare. Se tot vorbește de rambleiere. Rambleierea este omniprezentă, dar foarte greu de realizat. Foarte multe OAT-uri au făcut rambleieri, dar de fapt au căzut în latura gri a legii și nu au fost conforme. Noi căutăm anumite zone, credem că le-am și găsit. Am purtat deja discuții cu Autoritatea pentru Mediu, cu Agenția pentru Mediu de la Bacău, să vină în teren, să ne dea un aviz și credem noi că am găsit o zonă unde să depozităm exclusiv deșeuri din construcții inerte. Vă rog să nu pronunțați zona, că nu, deja o să... Nu, nu, nu. Alte, sunt alte opinii, alte discuții la acest subiect, vreau să vă scrieți? Vreau să întreb, dacă demolezi ceva, plătire vechi, da? Deci faci contract cu Romprestul. Nu, deci dumneavoastră, ca să puteți demola, trebuie să veniți să vedem la autoritatea de demolare, da? Ei, dumneavoastră trebuie să vă faceți, dumneavoastră trebuie să vă faceți un plan, ce v-am spus eu. Țigla mea, bine, și urmărul. Bă, aia care este bine. De-aia a spus, am zis că dacă te-am lucrat de ei, un grad de șor, că sunt mai mic, o cap, trebuie să fac contractul ăsta ca să le iei. Da, deci dumneavoastră, trebuie să, în planul ăla care îl întocmiți, trebuie să spuneți. Eu cu lemnul îl sortez și îl folosesc la foc. Paianul care mi-a rezultat îl folosesc ca o umplutură în curte. Tabla o dau la remat, la fierbet și mi-a mai rămas nimic. Țigla. 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 Pentru acel molos lucrăm acum. Pentru acel molos se găsește o rampă la nivelul comunei, dar nu... Că dacă ar fi să fie exemplificată, la un moment dat... Nu, deci rampa este identificată, dar nu o spunem ca să nu se umple dinainte... Până nu este autorizat la nivel. Alte... Eu nu știam că dacă Romprestul este operatorul nostru care îi frânguiește din bani pentru gunoaie care avem acasă, de cine ar avansa și aici un preț la tonă? Da, da, este, este preț. Este, este preț. Nu știu cine își permite. Prețul ați aprobat, domnul. Durere, 10 preț. 900 și ceva de lei este tonă. 100 de lei, exact. Da. Și muță. Ai făcut 5 tone de lei, 1000 de euro. Da, da, puteți să veniți cu un alt operator autorizat. Da. Bun, mai sunt alte opinii? Supunem la vot. Cine este pentru? Bă, unanimitate. Ce trec lucrurile, băi, lucrurile merg bine în comună. Mai departe, acum suntem la 5. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Mănăstirea Cașa, județul Bacău. Ia, spuneți-mi, doamna primar, despre ce vorbim. Acest inventar, dacă vă aduceți aminte, tot în primă fază l-am făcut într-o formă de proiect. A fost trimis la prefectură, l-am trimis la minister, am avut o întreagă corespondență cu Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice Locale și... raportul de specialitate, deci am să vă citesc câte ceva de aici.
Bunurile aparținând domeniului public al Comunei Mănăstirea Cașin sunt într-o dinamică permanentă, fapt care creează neconcordanțe uneori majore între situația de fapt și cea notată în anexa 50, inventarul bunurilor care aparțin Comunei Mănăstirea Cașin la hotărârea Guvernului 1347 pe 2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău. La nivelul comunei, lângă multitudinea de proiecte aflate în implementare, fie din surse atrase, fie din surse proprii, se identifică în permanență noi oportunități de investiții. În funcție de sursa de finanțare a acestora, se solicită de către autoritățile responsabile o serie de documente care atestă faptul că aceste bunuri aparțin domeniului public al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Având în vedere hotărârea Consiliului Local numărul 12 din 2019 privind atribuirea denumirilor străzilor din satele Comunei Mănăstirea Cașin în județul Bacău, a hotărârii de Consiliul Local 95 din 27.10.2022 privind clasificarea drumurilor de interes local ca străzi, având în vedere și finalizarea la acest moment a investiției, modernizare drumuri comunale în Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău, așa cum rezultă din contractul de finanțare numărul 72 din 25.07.2017, încheiat cu AFIR, autorizația de construire 5 din data 3.05.2018, și procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor 8.685 din 14.10.2021, extrasele de cărți funciare Mănăstirea Cașin, cât și necesitatea de a răspunde cerințelor legate de depunerea cererii de plată la investițiile menționate, dar și apariția ordonanței de urgență a Guvernului 57 pe 2019 privind codul administrativ cu completările și modificările ulterioare. Extrasele de carte funciară enumerate la toate străzile, da? Se impune actualizarea și completarea inventarului domeniului public al Comunei Mănăstirea Cașin conform proiectului de hotărâre inițiat. Noi am avut o mulțime de corespondențe, printre care am primit avizul de la forurile superioare, mai puțin de la Ministerul Mediului. Și aici trebuie să vă spun, deci toate, căi SRI, căi armată, căi OCPI, căi, deci toate agențiile ne-au dat avizul favorabil, mai puțin Ministerul Mediului, prin care s-au găsit două drumuri care sunt în evidență dublă. La noi, cadastrate, la ei, în inventarul lor, la nivelul de direcție vorbim. E vorba despre strada Pristăcii și strada Brădișteanu. Am cerut ca acest inventar să îl terminăm și să avem pe viitor domeniul actualizat așa cum ar trebui, să, până se clarifică situația celor două drumuri, să dăm drumul la inventarul domeniului public și privat în forma în care am primit avize. Mai puțin cu cele două drumuri. Este absolut necesar să terminăm asta, având în vedere proiectele de asfaltare care suntem obligați să le includem în inventar. Vom vedea ce vom face cu ocolul Silvic. Avem o întreagă corespondență și cu direcția silvică. Am fost personal împreună cu salariați din primărie la direcția silvică Bacău. Suntem în discuții. Drumul, vom vedea. Drumul la Brăjiteanu e ăla care duce până la Gura Lacului? Da. Total, nu? Da. Și cel de Palul Sumare știu că s-a dat în trecut o hotărâre din Consiliul. N-a fost valabil. N-a fost valabil, nu? Nu. Deci a rămas tot în... Da. Da. Bun atunci.
Asta aprobăm. Astăzi. Discuții. Pe... Eu vreau să întreb drumul ăla comunal 126. Nu știu cum întrebați, pentru că la nivel de comun, din până la Ioina, a luat niște strădulețe acolo, care s-a renumit. Dar totuși, de la Lupești, până la intrare în comună, rămân abandonat și ăla va fi mâinii pui, mâinii proprietatea cetățeanului care are teren acolo. La... Da, fiecare an de an. A intrat în drumul acela, da. Nu a intrat de ieri, nici de alaltă, e rest de ani de zile, da? Noi încercăm, da, e vorba de linia veche. Avem un caz, într-adevăr, aici, în zona sectorului, și care o să încercăm să îndreptăm situația. Sunt lucruri pe care le-am discutat cu cetățenii care dețin porțiunea aceea de teren, se vor retrage și vom face drumul în așa fel încât să le... Aici era vorba de o casă care trebuia să aibă ieșiri, asta e. Dar vorbim de la Lupești până la intrarea în comună. Toată suprafața aia de 3-4 metri, dar avea linia. Dar nu știu cum a fost, eu nu știu cum a fost aia expropriată de la cetățeni, pentru că s-a făcut, era cu timpul comunismului, când s-a făcut, s-a expropriat bărăsc abuziv. Așa. Le-a luat la fiecare. Adică mâinii cu emenii l-a smută gardul până la strada principală, așa, și nu mai... Nu, există un domeniu public, există, nu-i făcut la stradă, e făcut. Deci nu există. Nu poate. Îl deține omul. Nu circulă nimeni pe el, dar lucrul pe care dumneavoastră îl cunoașteți în noaptea. Deci, domnule, dacă chiar credeți, mi se pare chiar tardiv ce se face dumneavoastră. În sensul că lucrurile astea, când au fost introduse în hotărârea aceea de guvern, erați aici. Da, e complicat. Deci au fost lucruri care... Nu eram aici, dar vorbesc că avea... Era catalogat cu numărul... Bun, și ce să facem? Există cadastrul la DJU, așa? Până... Cadastrul de DJU, nu? Să ne apucăm să luăm pământurile la oameni acum. Păi, dar nu era omul. Băi, omule, a fost luat de comuniști. Da. Vom încerca, eu asta am încercat să vă spun, pe partea unde e localitatea, în care oamenii își doresc să folosească acest drum, chiar am găsit soluții. Asta încerc să vă spun. Am găsit soluții. Și oamenii au înțeles, se retrag și vom face ieșire la singura casă care nu are ieșire. Și vin cu o completare. Dacă vă uitați pe hotărârea de guvern sau hotărârea Consiliului Local din 99, sunt mai multe bunuri în inventar. Noi acum am aprobat cele care și-au schimbat denumirea în străzi. Da. S-au făcut ridicări topo. Celelalte bunuri rămân până la când o să avem cadastrul, că avem școlile, avem clădiri care vedeți că nu se regăsesc. Sunt mai 34 de poziții, prin care s-au mai adăugat încă 25 de poziții noile drumuri care s-au regăsit. S-au făcut o comisie de inventariere și la ce am avut ridicări topo, că mai nou, așa se cere, nu mai putem intabula nimic, să trecem în inventar fără să avem ridicări topo. Urmează ca să tot inventarul public să-l actualizăm. Da, deci supunem la vot. Da, mai sunt discuții? Mai vrea cineva să intervină pe baza acestui subiect? Nu, bai, toată lumea. Haideți, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Toată lumea de acord. Bun. Acum cu salariile. Numărul 6. Proiect de hotărâre privind actualizarea drepturilor salariale acordate funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunii Mănăstirea Cași. Vă rog să ne prezentați baza legală, doamna primar, ca să fie... Da, e în regulă. Având în vedere prevederile articolului unic al legii numărul 103 pe 2023, care arată că, începând cu data de 1 noiembrie 2022, cuantumul brut al indemnizațiilor lunare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, prevăzut în anexa numărul
9, litera C, la legea cadru numărul 153 pe 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește prin înmulțirea coeficientului prevăzut de legea cadru numărul 153 pe 2017, cu modificările și completările ulterioare, cu salariul minim brut pe țară, garantat în plată, stabilit potrivit legii pentru anul 2021. Potrivit articolului 11, aliniatul 4, din legea cadru a salarizării numărul 153 pe 2017, nu s-au putut actualiza salariile de bază brute, potrivit coeficienților de salarizare stabiliți prin hotărârea Consiliului Local numărul 3 din 31 ianuarie 2023, din cauza limitării impuse la vârful grilei de salarizare de către indemnizația înghețată a viceprimarului, situație care se modifică acum cu raportarea de la 1 noiembrie 2022, data la care primarul trebuie să acorde drepturi salariale cuvenite personalului în conformitate cu legea și hotărârea Consiliului Local, care va avea un caracter reparatoriu pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului. Deci, salariul minim cât este acum? 2300. A fost 2080. A fost 2080, salariul din 2019. În administrație este 2300, dar pe țară este 3000, domnul Chelan și domnilor consilieri. Este 3000 salariul pe țară. Este pus la nivelul autorităților locale 2300. Dar oamenii de un primării nu au și ei aceleși drepturi. De ce credeți dumneavoastră că... Deci un personal necalificat la dumneavoastră are brut 5497. Și credeți 45% și vă deveni turent. Deci, mai puțin dumneavoastră... mai puțin ca dorem că lucrați în construcție. Da. Era chiar... pe cineva că ne-am auzit. N-avem spor. Nu există spor în avans. Îți băgate în salariu. Nu sunt spor. Deci dacă noi acum avansăm în față bruturile, da, brutul pare mare, 5400, scădeți 45% și vedeți cât e în mână, da. Netul contează. Dar beneficiază tot ăla pentru pensii, tot avantajul lui, că se pune la calcul la pensii. Și ce vrea să pierde, să nu mai pierde pensii, tot în sprijinul lui. Înseamnă că salariul dumneavoastră ar fi de 1850. Da. Ăsta e salariul primar. Nu, dar e bine să audă publică, îi vehiculează diferite sume. Deci aveți alte sporuri, doamna primar? Nu. Puteți să-mi confirmați? Nu. Nu. Deci cum e 810 salariul primar? Nu, că eu place să, adică e un lucru care place să fie bine tranșat. 8850, salariul femeii de servicii care e necalificată, e de 54, am zis, nu? Din care scade 46%, e cu 20 ceva de lei, nu? 2000, nu? Hai să nu uităm pe cât. 2000 de lei, nu? Luăm grila aceea că e... Nu, dar adică noi, adică salarii cu la femeia servicii la mea 3500 de lei. În mână. Deci eu vreau să știu exact salariile cu coeficientul ăsta. Deci aveți aici. Deci aveți aici. Deci aveți aici. Deci aveți aici. Nu, asta este. Alte discuții, alte opinii. Deci asta este salarizarea demnitarilor, secretarului general, a consilierilor respectori. Da, da, da. În funcție de vechime sunt indicii de reachizare. Da? Deci în funcție de vechime, nu mai e cum era pe vremuri 25%, 5%. E un indice de reachizare pe care asta este aprobat de multă vreme cu între 3-5 ani are 3-32, între 5-10 ani 3-49, asta depinde de ce vechime are fiecare. Consilierii, inspectorul de specialitate, consilierul juridic, vă uitați aici, în funcție de vechimea lui și da. Are gradație, da? Da? Referent de specialitate, inspector, șoferul, muncitorul calificat, muncitorul necalificat. Sunt aici și sunt toate meseriile care noi le avem în primărie. Și încă o dată vă spun, pentru dumneavoastră, această grilă de salarizare există pusă la vizierul nostru și pe site-ul primăriei. Asta este obligația noastră. Așa să se știe. Asta e obligația. Nu înseamnă că trebuie să punem salariul lui X, atâta este. Deci un om care se dovedește că
e interesat să știe și are ceva cunoștințe despre ce înseamnă matematică sau ce înseamnă știință, face niște înrățiri. Transparența este permanent. Să spunem cu subiect și este predicat, asta e salariul. Dar de ce îți referim? Asta e salariul. Nu aveți voie. La urmă, vă dar la dumneavoastră. Cu acordul. Ce? Nu. Cine ați spus? Salariile pe persoană, da. Pe persoană? Păi nu vreau pe site, oameni, toate veniturile. Eu am pe site toate veniturile, da? Declarația de avere, dar e vorba de mine. E vorba de demnitar și funcționarul public, sunt declarațiile de avere oamenilor. Iar asta, asta suntem obligați, atâta ne obligă legea să punem la vizier și pe site-ul primărie care este din totdeauna. Deci, prin ce vorbim, doar că facem discuții. Da. Era vorba lucrează, nu trebuie să ne enervăm, nu trebuie să ținem. Era vorba de persoană și coeficient. Dar știți și coeficient de altă zara. Când știți ce referentul 2, 3, 5. Da. Să mai sunt alte discuții pe sistemul salarizare? Nu, da? Atunci trecem la vot. Cine este pentru mărirea cu coeficientul la 2024? La 2024. Sunteți de acord? Da, eu sunt. Și eu sunt. Gândiți-vă că la asistențe sociale, la asistențe personale pe care le avem noi, am fost obligați la 3.000 de lei. Da. Da? Despre asta vorbim. Aia s-a obligat la 3.000 de lei. Aici ne ține la 2.300. Noi nu facem decât să aplicăm legea. Deci, oameni buni, asta este normalitatea. S-a înțeles, s-a votat oamenii să-și primească drepturile pentru că e normal. Bun, mai departe. 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Mestrea Caș. Tot dumneavoastră trebuie să ne spuneți ce e vorba. Tot eu. Stați că nu știu unde nu-i la rând. Nu-i la rând. Exploatarea. Deci ca să le scot, am încercat să le scot așa, o să nu tot de hârtie, am să le scot acasă. Da. Le-a fac cam mică de consilier ca să poți să mi le scot la fiecare ședință. Deci o să vă citesc că... Ce rectificare intenționăm să facem? Se aprobă rectificarea bugetului local a anului 2023 pe trimestru 2 cu suma de 1.000 de lei din excedentul anului 2022 pentru începerea obiectivului modernizare infrastructură rutieră sat Pârvulești. S-a uitat aici. Nu mi-a trecut pe ăsta. Da, ia. Nu mi-a trecut pe referat. Sat Pârvulești. Atunci mai iertați. Da. Sat Pârvulești, comuna Mănăstirea Cașe. Deci vom începe proiectarea pentru satul Pârvulești. După care... A fost prins în proiect? Buget. La început, în buget anul ăsta? Acum îl prind. Cum? Pârvulești? A, face rectificarea acum. Da, facem rectificare. Da. Găsim bani. Găsim. Da, pentru toate. Trebuie să înțeles. Cum, Doamne, trebuie să... Ia suntem. Ce lungă este reprezentativă. Da, să începem abia în proiectare. E foarte bine. Așa este. Doar știți prea bine cât de mult vreți. Păi, 3 ani, 5. Am interes. Deci, domnul Orența, anul trecut am făcut studiul de fezabilitate pentru Pârâul Negru, pentru strada Văcărești, pentru strada Eroilor. Începând din ianuarie, am dat în proiectare. Pentru că trebuie să cunoașteți și dumneavoastră. Sunt etape. Sunt etape până ajungi să faci un obiectiv de investiții. Prima etapă este studiul de fezabilitate. A doua etapă e proiectul tehnic. Proiectul tehnic l-am făcut, urmează asfaltarea acelui drum. Și poți să facă amuzul? Da. Da. Am obținut autorizațiile de construire, le vom asfalta. Dar mi se pare normal să vă bucurați. E un lucru pe care l-am făcut împreună aici. Așa este. Iar acum, pornim proiectarea pentru satul Pârvulești. Gata. Sunt de acord. Facem. Bun. Cine următoarea, aveți? Da, tot aici la rectificare. Am avut buget prins de la începutul anului. Alocarea sumei de 30.000 de lei pentru culte. Există în buget. Avem o cerere de la biserica, de la parohia
Buna Vestire. Vis-a-vis de construirea noii biserici. Am considerat că ritmul alert în care se construiește acele edificii, într-adevăr, că sunt chiar cu cinste ne putem uita acolo. Mulți oameni de bine au reușit să facă, să vină lângă părintele nostru și să facă ceea ce a făcut pe acel teren pe care noi aici l-am aprobat cu dare în folosință gratuită. Acum, banii pe care avem momentan în buget, să-i dăm ca să se meargă și mai repede la construcția aceea și ne vom întâlni la o nouă rectificare să dăm și la cealaltă biserică. Ce spuneți? Sunteți de acord? Pentru că acum biserica are nevoie de acești bani. E la pachet? Sau rectificările? Sau mergem pe... La pachet? Nu. Da. E la pachet? Articolul 1. Doar să dirijăm acei bani de 300. Pentru biserica de la Scuza. Discuții pe marginea acestor subiecte. O să înceam să ne înșurim. Spuneți, domnul. Dar dăm. Stați un pic. Ne-nereți. Hai să facem normal, da? Ne scriem la cuvânt, vorbim așa în care... Avem cerere. Ce faceți? Doamne, lăsați-vă, domnul Micu, vreau să spună ceva. Da, domnul. Eu aș zice că este foarte bine să ajutăm la construcția acestei biserici, pentru că e binevenit acolo, ne aduce foarte mulți, chiar și sponsor poate să vină acolo, plus excursioniști, din curiozitate. Acolo au ce vedea. În al doilea rând, cred că o să dezvolte și drumul ăla care duce la Câmp Orsoveja, o să existe sponsorizări. Eu zic că e foarte, foarte bine că ne-am gândit să putem sprijini acest preot ca să construiască această biserică. E bine, eu zic că e foarte bine. Mulțumesc. Domnul Renzi, dar toată lumea ne acordăm treaba asta, la iubire, nu că nu m-a spus sau eu. Să faci biserica să fie frumos. Asta am vrut să spun și eu, înțeleg? Nu intrați în polemică, vă rog. Nu intrați, domnul Miu. Ascultați-l. Domnul Miu, vă rog frumos. Vă rog frumos. Nu am vrut pe tine. Domnul Miu. Stați-l să spun. Domnul Rența, nu erați aici. Doamna, anul trecut, cât am dat la biserică, am dat și la cealaltă. Anul trecut, s-a făcut aici. Avem și în acest moment o cerere de la Părintele Miloiu. Vreau să dau clarificare. Ne vom întâlni și vom da și la biserica de aici o sumă de bani. Îmi vorbesc cu răutate. Ia să ne întrebăm la dureme. Bă, te-am nevoie și la multe. De ce nu ne avem doar două parohii. Da, dăm doar pe parohie. Haideți să trecem la vot. Intrăm. Deci, vă asigur eu că și parohia de aici va avea o sumă de bani. Dați-mi tip și vă asigur că vom avea bani și pentru parohia de aici. Deci, de acord să fac biserica la spital. Eu sunt de acord cu patru. Vă voi anunța pe fiecare aici. Aveți cuvântul domnul Aldea. Cât domnul Aldea vrea să aibă? Eu am vrut să zic că anul trecut s-a dat pentru solicitare de la biserică, pentru 30 metri cub de lemn de foc și totuși la biserica din centru n-a ajuns 10 metri cub de lemn. Și asta n-a cerut. Eu am zis că sunt foarte cu de-aia, a cerut. N-a cerut. Și pentru toată lumea, nu? Nu știu. O întrebați-l și n-a cerut nimeni. Păi n-a cerut cel de 30 metri cub. Da, dar a cerut Buna Vestire. Nu. Anul trecut s-a dat bani și la Buna Vestire, s-a dat bani separat și la... Dar nu-i de lemn. Și lemn. Nu, lemn a cerut doar Buna Vestire. N-a cerut nimic. Bun, mai sunt alte discuții? Nu am cerut. Bun, atunci trecem la vot. Cine este pentru această rectificare bugetară? Adică pentru proiectul pe drumul Părvărești cu biserica de la Ascuta. Cine este pentru? Băi, toată lumea. Mergem în tandem cu o parcantie. Deci trebuie luat. Mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii loturilor IS5-23 și IS5-24 situate în satul Scutaru către domnul Bițoiu Andrei Mare. Da, ați văzut, de la taxe și impozite întotdeauna se face, își achită cel care vrea să vândă. Există un contract de vânzare, există cereri și există, uitați-le aici,
Noi nu facem decât să aprobăm cesiunea. Sunteți de acord cu cesiunea celor două lor? Dumitru. Dumitru Mihai cedează lui Bițoi Andrei. Două lor. Bun. Doamnă, trecem întâi la alea două proiecte care le aveți dumneavoastră coordinate de zi. Nu știu, pe urmă, pun președinte și la diversie eu mă retrag. Hei, hei, da. Bun. Chiar ales deja un nou președinte, gata, nu mai pot să. Să începem cu lemnul de foc. Foarte important. Exact. Conform amenajamentului, sunt cei de la Opolo Silvic ne-au anunțat că au o exploatare, o cantitate de 899,65 de metri cub, volum brut, masă lemnoasă, din care 825,95 metri cub, volum, material lemnos pentru populație din pădurea proprietate publică a comunei, partida. Deci, mai bine ar fi trebuit să vă citesc cererea domnului șef de Ocol. N-a spus-o aici? A spus-o la sfârșit. A, da. Deci, având în vedere necesitatea aprovizionării populației cu lemn de foc, este necesar urmarea procedurilor de achiziție publică a serviciilor de exploatări forestiere pentru partida 209 din fond forestier al Vatel, Mănăstirea Cașin, administrat de Ocol, cu un volum brut de 899,65, din care 825,95 metri cub, volum material lemnos pentru populație. Se impune executarea exploatării mesei lemnoase din această partidă prin prestări, servicii, exploatare, întrucât atestatul Ocolului este ocupat cu masa lemnoasă din cota RNP-ului. Valorificarea pe fir acestei partizi pune în imposibilitatea asigurarea cu lemn de foc a populației din comună. Conform procesului tehnologic calculat, rezultă cheltuieli de exploatare maximale de 153,15 lei pe metru cub. Vă rugăm să aprobați în Consiliul Local exploatarea mesei lumnase din această partidă prin prestări, servicii, exploatare și valorificarea materialului lemnos cu prețurile specificate în Anexa 1 de către Ocolul Silvic Mănăstirea Cașin. Menționăm că prețurile din Anexa 1 nu conțin TVA. Anexăm copii după procesul tehnologic, eficiența economică și APV-ul. Precizăm că partida se află în apropierea Comunei Mănăstirea Cașin, s-a scutat. Procedura asta știți că este foarte greoaie. S-ar putea să ajungem tot până în septembrie cu lemn de foc. Așa că cu cât aprobăm mai repede, cu atât le dăm drumul lor la licitație. De aia nici n-am ținut-o. Și de aia am băgat-o la scăzirea de zi. Pe dreapta cu mine. Sfinsul, la drumul. La toate au fost scoase. Da. Și prețul va fi... Nu mai prețul o să ne întâlnim și o să-l stabilim. O să stabilim. Da. Deocamdată... Da. Cine este pentru? Da, am aprobăm și exploatare pe masă. Mai departe, mai aveți un punct, nu? Da, suntem, știți prea bine, în GAL, Valea Trotușului, grupul de acțiune locală. Dar mâine, de, nu, vineri sunt invitată la ședința GAL-ului, este foarte îndreptățită hotărârea asta pe care o luăm noi astăzi, să participăm la întocmirea strategiei de dezvoltare pentru anul 2023-2027. Iar noi, în funcție de ce ne vor spune acolo, vom încerca să identificăm ce surse de finanțare vor scoate cei prin AFIR și să, totodată, să participăm și noi la acele cereri de finanțare și aprobare, cu finalizare, aprobare. Președinția sunt mai cum e acolo, nu știu, forma de organizare a galului. Într-un timp era, nu știu, era primar, era președinte, în fiecare își vota. Nu, nu e președinte, președinte este un domn acolo. Talam, Talam, nu s-a mult Talam, care e director. Da, e director, da, da. Talam. Da. Dar unul e profesionist. Da, da, în fond. E la pensie? Da, dar eu asociat. Mai bine, mai bine. Da. Tot de la... Fundații, pe partea asta, pe 29. Da, ce treabă. Nu, nu cred că vă afectează. Da. Deci noi, practic, aprobăm participarea unității administrative teritoriale Comuna Mănăstirea Cașin la pro... Citeam casarea. Unde ea?
Mergem la pachet? Cu casarea și asta. Includerea teritorială a UAT-ului în parteneriat cu Galea Valea Trotușului pentru implementarea strategiei de dezvoltare, da? Asta aprobăm. Se aprobă susținerea și participarea UAT-ului Mănăstirea Cașeni la acordul de parteneriat care va implementa viitoarea strategie. E modelul de la ei. Așa aprobă fiecare parte. Prin GAM noi am luat autogredă de stil sau autogredă. Și parcul care îl avem acum. Și parcul de joacă. Da. Deci nu avem. Bineînțeles. Până acum orice ban pe care îl putem accesa este binevenit în comun. Votarea Consiliului Local este valabilă pentru obținerea sprijinului pregătitor pentru selecția și implementarea strategiei. La articolul 4 se menționează că UAT Mănăstirea Cașeni va face parte din parteneriatul GAL Valea Trotușului și că UAT Mănăstirea Cașeni nu va adera la alt parteneriat ce va implementa o strategie de dezvoltare locală cu finanțare pe 2023-2027. Reprezentantul legal al comunei este potrivit legii primarul acesteia în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite. Asta aprobăm astăzi. Sunteți de acord? Toată lumea de acord. Mergem braț la braț cu prietenii. Pe ce bănuți vin, normal că tot aici e aprobat. Haideți și cu casarea. Haideți să vedem și cu casarea. Cu rablă. Da. Sunt o grămadă, dar nu o să iei bani. Aici. Participarea comunei nu este impresionantă. Deci, avem o procedură pe care am întopit-o. Am văzut cum stai. Așa. Aprobăm valoarea totală a programului casarea autovehiculelor uzate, derulat pe raza unității administrativ-teritoriale Comuna Mănăstirea Cașeni, în cuantum de 45.000 de lei, respectiv 3.000 de lei pe autovehicul pentru un număr de 15 autovehicule casate. Nu avem mai multe. Avem cereri, avem... Ce vreau să depun mâine? Să depun. Cererea este voastră. Se aprobă pentru anul 2023 alocarea în bugetul local al Comunei Mănăstirea Cașeni a contribuției financiare proprii cu titlul stimulent de casare în valoare de 9.000 de lei, atât înseamnă de la bugetul local, respectiv 600 de lei pe autovehicul. Asta este participarea noastră. Deci eu mă ia 3.000 de lei, dar partea, tabla, caroseria, mai ia bani pe ea? Nu. Nu mai ai. După ce ne înscriem și după ce parcurgem noi anumiți pași prin strategie, după aceea vine omul care, noi am luat cererile, dar le-am luat ca să avem o bază de date. Da. El vine și va completa o cerere tip. Iar după ce semnează contractul cu noi și încarcă cererea, se duce și casează mașina asta. Nu caseze la început. Am înțeles. Acolo... Obligația de casare și de... el trebuie să vină la noi cu tichetul. Cu tichetul. De... Dar nu-i va retribui o sumă niciun, de bani? Niciun bani. Banii vin tot. Din cont. Deci el va da și un cont. Va da de trebuie să va vira cont direct. Deci cu 3.000 de lei va rămâne banii. Da, și timp de 3 ani de zile nu are obligație de a nu cumpăra un autovehicul mai sub euro 5. Da. Dacă ai lăsat niște bani supreși, acolo poți să tu să iei înainte la mine. Cum? Numai cu gândul la bani. După bani unde, dacă ai lăsat niște bani supreși, nu s-a ajuns. Băi, omule, dar ce mă am și o mașină de casa mă? Foarte bine. Și ca mine mai sunt mulți alții, de ce sunt eu? Da, sunt oameni care au venit către noi. E bine să-i explic, zic, nu știam că... Sunteți de acord cu acest procedeu, cu această hotărâre? Program. Toată lumea de acord. Acum, următorul, avem așa, proiect de hotărâre, alegerea președintelui de ședință. Propune. Veniți cu propuneri. Haideți, domnilor consilieri, haideți că m-am sătut. Domnul Tăpăla. Bun, altceva? Altă propunere? Domnul Aldea? Atât? Mai altă propunere? Altă propunere? Poate mai e vreo una, doamnă? Sigur. Nu mai e niciuna? Atunci. Cine este pentru domnul Tăpălagă? Câți au fost? Majoritatea. Încă o dată, că nu i-am numărat. Cine au fost? Cine pentru domnul Tăpălagă? 1, 2, 3, da? 3. Pentru domnul Alde.
1, 2, 3, 4, 5, 6, nu, gata, domnul Alde rămâne. S-a votat. Domnul Alde a intrat pe cei în ședință. Domnul, la e bine așa. Dar ce aveți? Aveți motiv medical? Dar nu știu ce, de ce nu își dorește lumea. Știți de ce? Pentru că prin planul sticlei, așa mă întrebă scărpina într-o ureche. La diverse. La diverse. Ție să fac o mențiune. Avem pe domnul Oprișan, prezent aici. Cu acordul dumneavoastră, îi permiteți să ia cuvântul în cadrul să-și exprime punctul de vedere? Ce ar spus? În legătură cu... Vreau să trecă și problemele strigentele cu mure. Dacă sunteți de acord, sunteți de acord, nu sunteți de acord, nu sunteți de acord. Deci eu, asta e măsura legală, asta este etapa ilegală, asta o facem. Cine este pentru? La cât bălci avem în comună, deci cred că ar fi indicat să nu-l avem în continuare. Păi, pe ce temă? Cum, dacă nu-i dai cuvântul, ce vrei să spună? Cum să știi? Pe ce temă? Pe ce temă, da, normal. Trebuia să fac o cerere, să spun. Este... Să spună ce vrea. Ședința este publică și cu acordul. Eu m-am uitat un pic în vorbim ăsta. Are voie să... Are voie. Să intervină la diverse. Pe ce temă? Nu suntem primoși. Eu zic să ia acordăm un număr de minute și să vorbească 5 minute să-i spună. Dar nu, nu suntem să spui de atâta Facebook. Poate să vă zic că nu am Facebook. Așa, nici nu prea mă uit. Eu nu mă uit. Aș fi vreau să vă cine spune domnul. Cine este pe aici? Haideți, domnule. Dar eu vreau. Așa eu vreau. Nu mă cunosc, domnul. Am sugerat la vot. Cine este pentru? Eu sunt de acord. Să vorbesc ceva benefic. Hai să-mi supăre, dar spune, domnule, dar ridicați mâna, nu mai fiți de reticiență. Ridicați mâna, dar să dacă are majoritatea, vorbește, nu are... Deci eu sunt de acord să-mi spună cu ce vedere. Deci 1, 2, 3, 4. Mă rog. Nu, da? Bun. Deci 4 pentru, împotrivă. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asta e aici. Da, excepțional. Mulțumesc frumos, seara bună. Aveți tot respectul meu când dați dreptul la liberă exprimare. Poate ați învățat ce înseamnă o ședință de consiliu local și ce atribuții are ultima. Nu, 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 se părea normal să fii punctual. Domnul Rența, următorul. Am fi chiar proști comuni, să... Este sub demnitatea noastră să primim... Nu, no, vă scrieți la cuvânt. Mulțumesc. Cine va înscrie? Cine va înscrie? Cine mai înscrie? Cine mai înscrie? Cine mai înscrie la cuvânt înainte de a dă drum prin discuțiilor libere? Cine mai vrea să înscrie la cuvânt? Deci, domnul Rețea, bă, păi, da, am deschisă, dar mie mi se pare ciudat cum mai intervine unul peste celălalt. Da, hai să vedem ordine. Da, corect. Hai să vedem ordine. Așa e. Ați sfârșit. Bun. Deci, am vrut fost ultima mormântare când am fost în cimitirul ăsta nou. S-a oprit mama mașina și n-am mai putut să mai plece. Bancul din Norway ar trebui pus pe aleea frumoasă care până în cimitirul B. Bun. Că până am avea de vorbim, nu știu ce să mai spun. Punem să scăpăm de ploile astea. Fântâna asta care îmi pasă la demolești. Deci când vii de acolo, încoace, dăunești, încoace, nu o să prea avea. Dacă vii de aici încolo, așa urăți. Dar nu le-ați văzut 30 de ani? Păi le-am văzut, dar acum dacă le-ați făcut de aia, de ce ați opălit o ștaia? Facem, dar n-am opălit nimic. Nu, dar vreau să vă spun. Nu mi-au luat. Ați întrebare, bun, și nu le-am văzut. Facem într-o ordine în care avem bani în buget. Aveți ceva cu fostul Dimulescu sau ceva? Nici pomenea. Nici pomenea. Nu, domnule, lăsați-mă un timp. Anul trecut, de exemplu, ne-am gândit să facem 7 fântâni. Atâția bani aveam în buget, pe care i-am putut dirija către latura aceea. Ei, au explodat prețurile. Da. Și n-am putut face decât 5. Adică ai gândit de După care, am primit o rectificare bugetară. Știind că am rămas
cumva dator în față de Rovești. Așa este. Am căutat cumva să facem cele două fântâni de la Rovești. Și am căput și încă o fântână de acolo de la Ionică, Petra Ionică, care și el era la fel de supărat că n-am reușit să ajungem. Nu sunt bani, oameni buni, nu că nu ne dorim să facem, le-am face pe toate, de la un cap pe la altul. Încercăm să mai prindem și alte fântâni anul ăsta, sincer. Bun. L-am mai spus o dată într-o ședință, cu stâlpul ăla care ți-a jos. Iar asta am făcut pe acolo, un fier, e bătut într-un copac așa. Ăla de la Măcărești? Nu, de la... De pe Uop, de pe Ian Popre. E de la Popre, de la... Da. De la Dulli. Așa. Da. Bătut un arab într-un copac, un cărlic făcut așa și a lățat un fier. Când bate, văd sus, a trecut de la zonă. Totul așa, e uit așa. Deci, foarte normal, rețeaua aia, n-a văzut cineva. Adică, domnul zice, a fost acolo, dar nu dacă s-a uitat pe rețea. I-am mai chemat pe ăștia de la Ioan. Și zic așa, în cazul în care vine acum, cu ăștia cu iluminat, pot să-i trebuie să-l dată. Vin acum, da, pentru... Dacă îl prindeați bucățica aia acolo, să-l prindeți și pe aia, în casă, să duc, nu știu cum, două fiere și duc al meu, să-l învăț stâlpul ăla, să-l duc și eu încă o dolă, strâng 5-6 case acolo. Acolo sunt vreo 5 sau 6 copii la școală. E bună idee, dumneavoastră, da. Ar trebui măcar cât așa, una așa, să extindem acolo iluminatul public. Da, da. E bună idee, dumneavoastră. Și cum să vă zic, dumneavoastră, să vedem ce face cu stâmpul ăla, bea cu el. E cadă de căzut jos, gata. Am înțeles. Și ar mai fi o chestie. Toți acolo în zona aia. Deci la Troiță. De la Troiță, dumneavoastră ați fost acolo de strada aia. De la Troiță, nu tot la spune, da? Unde ziceți? În Radul Ingol, da, normal că am fost. Așa, de la Troiță de acolo, de la Troiță, până la ei acolo la coază, da. În curtea lor acolo. După zăpada asta, puteți mergi cu pață. Da, acolo e ca o... Nu știu ce să zic, v-am spus că vreo 5-6 copii, a căzut unul în baltă, a plecat numai să am dat așa. Căcut în baltă, n-am dus să mai schimbi să mă duc înapoi, ca să mă duc la asta. Dar eu țin în zoaia de la școală. E de dumneavoastră, îți dă peste fapt cucine, așa, nu ca să pune mâna pe asta, că o spune ceva. Nu mă ce băgăm autogrelul acolo, nu știu dacă autogrelul are rost. Nu, nu, nu putem băga acolo. Nu cape, nu cape, nici cu ramă. Ceva sunt creștin sau... Până la coadă, dacă duci și mai și copii. Bun, știți prea bine că bulldo excavatorul în ultima vreme am avut mari probleme cu el. O zi mergeau trei, cred. L-am dus la reparat. Asta vreau să vă spun. L-am dus la reparat, îl avem la o firmă, încercăm să-i facem reparații. După aceea vom putea altfel să lucrăm cu el. Nu-l mai puteai folosi la nimica. Și de cărat un container pe care trebuia să-l ridicăm, că avem zonele de, în care nu intră rompresul și le facem noi tot serviciul ăla și le aducem ca ei să le poată ridica, inclusiv asta nu mai puteam face cu ei. Dar bucățica aia, pentru copii, de acord. Că ține gardul ăla acolo, din basculă, dacă dă drumul cu o leacă și cu ăsta, la 460 de piețe, măcar o leacă să nu acuțească, bă, mă leacă găuri. Promite când ajunge cu buldo, cărăm, că e ușor de împrășteat și cu buldo altfel se descurcă. Să vă promit și strada roșilor, că și aia... Nu să stea un pic vreme. Ne dorim să... Vrem să intrăm pe străzi, nu putem din cauza ploii. Și nu i-am dat un soare astăzi, când am fost treaba, că am venit jet așa, curuț, așa. Și m-a intrat în mașina de gunoaie, înainte de zăpada asta, unul a fost mai nepriceput o leacă, unul a fost băiat prost, și am fost temiți, am fost la ta și șanțul ăla care era făcut, am pierdut, s-a unit acum, în partea asta, am văzut, era un stridare pus cumva. S-a dus acolo, s-a mutat la putere, să rectificăm, dar venea apa mai multă și la casă, inclusiv și pe mine mai multă. Să notăm mâine dimineață să ne rămâne. Și v-ați întreba, domnul Vici, dacă a sunat la ele pentru stâlpul ăla. Suna, v-a dat un rezultat, nu a dat niciun rezultat. Am sunat la ele, le-am trimis și fotografii cu acel stâlp și mai sunt trei stâlpi care sunt aplecați. Da, le-au trimis că au înregistrat cererea și că vor lua măsurile ce se impun în cel mai scurt timp posibil. Aceeași problemă am cu, apropo, cu stâlpul de pe Văcărești, la intrare de acolo. Este a telecomului. Nu știu câte ori am făcut adresă la el. Îmi dau număr de înregistrare și la atât rămâne. Deci nu ai cu cine, dar n-ai cu cine vorbi. Aveți ceva, număr de înregistrare? Da. Nu ai cu cine vorbi. Deci am sunat, i-am găsit. Inclusiv pe șeful de zonă. Da, vin. Mai mult de la dealul de
da? Facem o laură, pune de spate o laură. Eu i-am zis altceva, îi tai cablurile și atunci... Gata, Dorine, ți-ai încheiat? Cine se mai înscrie la cuvânt? Gata, domnul Mihu. Păi, omul. Să vă spun că drumul ăsta Bălăceanului se strică foarte repede, din cauza că trec ăștia, patroni ăștia cu mașini, cu tonaj greu și nu rezistă. Imediat se formează găuri, putem noi să muncim acolo în fiecare zi. Problema este în felul meu, adică gândim, am o idee, n-am putea noi să punem o taxă de drum, eventual inclus cumva, spus la Ocolul Silvic, eventual, să le adaugi ne și o taxă. Ne întâlnim aici, facem taxă de pe ea și banii să ne livreze pe oameni la plătit. Banii să ne livreze, banii să ne recuperăm și noi, banii dar pentru nu motorină, pentru... Păi nu, nu repar cu ce bani am putea lua de la taxa de peiaj la câțiva care ies de acolo. Trebuie să spunească drumul ăla intre în... Total trecut la... I-am spus Ciubodar. Domnul Ciubodar, vedeți că drumul ăla nu e meu, eu duceți-vă și îl faceți. Drumul ăla e litigiu, înțelegi? E litigiu. Nu-i nimeni. Așa că... cel bun al acului care este în dublă... De la Toină, de la șosea. Știu ce ziceți. De șor folosesc foarte des. Deci, chestia aia că în curând se va înfunda ăsta șansul anticat. Da. Până ea, să mă trebuie rezolvată. Dar e înfundat deja, nu duce nicăieri. Acolo nu duce nicăieri. Ăla când le-a construit gelul de leu, șansul ăla ducea până în capăt. Până și dacă a intrat ăla cu... A intrat cu garul, cu metru a intrat. Da. A fost... S-au putut lua măsuri la vremea aia, nu erau delimitate bine drumurile. A fost amendat de către doamna Priotesi. A dat în judecată instanță, adică a dat în instanță, pentru că a făcut contestație în instanță, pentru că nu i-a dat avertisment. Știm. Și au câștigat. Nu asta a fost motivul. Vă zic eu motivul. Că nu avea postul dispoziție să dea amenzi. Dar știu problema de acolo. Poate știți, da. Și a rămas doar cu exact acolo ieșit și a obturat foarte mult, a gustat drumul, de nici nu pot. Nu își poate face cadastru, că noi nu-i semnăm. Noi am avut comisie, ne-am dus acolo, i-am spus omului, dă-ți gardul înapoi, pentru că... Mai ai? Nu știu, am semnat, dar am vorbit cu domnul. Nu am pic, domnul. Dar ea este. Am vorbit cu fapte mele. Întreb dacă ați mai luat măsuri acolo cu domnul Jeanu, de Bălăceanu, intrarea în domeniul public, dacă ați avut timp cumva sau rămâne pe viitor cumva să... rezolvați problemă. Răspundeți, doamna primar. Da, am fost. Domnul Vici. Am fost acolo, este... Domnul Vici. Ar fi bine să fac proprietar respectiv o cerere pentru strâmbul ăla, să duc și el la ei, să fac și chestia asta? Nu. Nu. Domnul nu este proprietarul strâmbului. Da. Cine? Nu, e dezbatere. Mai există vreo problemă? Mai facem o re... Mai am eu una, doamnă, și după aia, dacă vreți să mă lăsați. Nu, la stâlpul, zic să facem încă am înțeles. Și tu vrei cine? Da, nu aș vrea să... Hai, mă, te las pe eu stau la urmă. Dacă aș putea să le cum rezolvăm cu creșterea din abuziți de acolo, pentru că deja sunt foarte multe. A rămas de la exploatare acolo, s-a luat ceva groș și a rămas creșterea vitele la urmă. Da? Se vor lua. Deci crești la da, buzi. Deci acolo, da, crești. Iar faptul că eu ăsta, tot timpul e cam nasă curent, nu mă prea pricepe, poate domnul Lorenza știe, înțeleg că trebuie să montez din separatori. Ei sunt puțin cam, nu știu cum, cam de priceput să-l montat. Nu, în principiu... Dar separatorul trebuie să-l montat, n-ar numai toată comuna. Păi nu poți, dar trebuie să vină mașina până aici și dea separatorul afară. Poți să-l transformare. Păi poți să-l transformare. Dar sunt, nu? Da, dar s-a luat să-l întoarcă la una. Când a fac, face-l la una. Deci, stăpat cu una, e clar, dar mare.
avem, de exemplu, în zona asta, afară de aici, la Petrumul. Da, păi tot. Când avem din cineva sună la urmă, băi, oprește lumina prima dată. Oprește lumina. Da, oprește. Da. Mai e domnul cineva o problemă? Nu. Eu vreau să aduc la cunoștință, acum am fost și eu informat de câteva zile, v-a contactat cineva de pe uliță de jos, de la postul de acolo, pe dumneavoastră, domnul, că am înțeles că e zona dumneavoastră de interes. Da, zona de la Ursulică, ulița de la Ursulică, cu mașina școlii. Am înțeles că sunt niște câini acolo și nu poate să treacă copiii la școală și a rugat cu dumneavoastră să aduceți la cunoștință. Ați adus la cunoștință? Haideți să vă povestesc eu. Cred că o neînțelegere. E vorba de moral. Moralul care anul trecut lucra la o firmă și chiar întâmplarea face că ne-am întâlnit și îmi spune problema pe care o are. Că homemaker. Da. Deși pleacă de acasă, nu se oprește în Cârjeu, i-am cerut cerere cu semnături ca să ia copiii de pe Cârjeu. Asta îi trebuie, doamnei director. Da? O cerere prin care părinții solicită să se mai facă o nouă stație. Ați mai fost și a spus lucrul ăsta? Da. I-am transmis domnului Moran că vrea de la fântână de acolo, de la Ursulică. Nu știu, îl cheamă Ursulică, că vrea de la fântână de acolo. Da, e regulă. Am discutat cu doamna directoare, că este aici de față și poate confirma. A spus așa, cere din partea părinților. Dumnezeu, ei are obligația să verifice, să aprobe în Consiliul de Administrație o nouă stație cu un nou traseu al microbusului. Nu facem așa doar că ne îi spun... Dar i s-a transmis numărul. Acum. Era o discuție, erau foarte nervoși. De ce? În urma zidele făcute de către domnul Moraru, am vorbit cu doamna primar, doamna primar cu doamna directoare și m-am primit răspunsul, da? Cereri de către părinți. Pentru a se modifica traseul. Nu știam. I s-a transmis. În urma acestui, i-am spus domnul Dorisiu, uite, asta e procedura legală. Faceți cereri, semnați toți părinții, doamna directoare intră în Consiliul de Administrație, aprobă. Da. Domnul Moraru a spus, acum nu mai fac, din toamnă, vom face cerere pentru... Deci așa rămas, acum erau la crâșmă, erau o vâlvă din păsă. Atunci am vrut din toamnă. Deci eu nu știam, eu am trecut și am luat ceva, am auzit discuția. Am vorbit și la telefon și cu toamnă dumneavoastră. La crâșmă, eu am trecut din zbor. De-aia l-am întrebat. De-aia nu înțeleg, am mai auzit și eu chestiunea asta și chiar am și spus, nu a venit nicio cerere către școală, drept pentru care doamna n-a putut lua asemenea hotărâre. Eu nu știam că a fost există niște câini acolo, da, care lasă la copii și sper. Câinii aia sunt ai ciobanilor. Deci am identificat, au stăpâni. Nu sunt fără stăpân. Atenție, nu poți să te atingi de câinii aia. Sunt ai oameni. Noi avem și câini care sunt fără stăpân. Ce facem cu ei? Dați-mi o soluție. Dați-mi o soluție. Deci noi avem, s-a ciuat chiar în fața casei mele acolo, sunt 6. Deci vreau să trebuie. Avem procedura pornită, trebuie să intrăm în licitație. Ne trebuie procedură de achiziții pentru a ne găsi o firmă care să vină să ne strângă câini. Doamnă, trebuie să urgentăm că la un moment, deci, optul, dacă s-a dat la mine noaptea când vinea să-l mănânc cu totul, zic, uite mă, brațul. Dai voie, făci. Da, voie, pe viață, n-am ieșit. Mai se înscrie cineva la cuvânt sau declară? Nu mai gata, declară cuvânt să vin.